găsit la o nouă ediție a emisiunii Din Viața Romilor. Astăzi vom afla mai multe despre proiectul Șanse pentru Viitor prin măsuri integrate, derulat de Primăria Comunei 1 decembrie din județul Ilfov în beneficiul comunităților de rom. Veți putea urmări apoi deplasările echipelor emisiunii noastre în comunitățile de rom din Adjud, Murgeni și Bârlad și veți descoperi împreună cu noi efectele campaniei naționale Vrem Respect pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă romii din localitatea Slon, județul Prahova. Rămâneți cu noi! Începe o nouă ediție Din Viața Romilor! Asociația Partida Romilor Pro Europa salută inițiativa reprezentanților comunității din localitatea 1 decembrie, județul Ilfov, pentru lansarea proiectului Șanse pentru Viitor prin măsuri integrate. Proiectul va fi implementat de Primăria Comunei și se va derula printr-un parteneriat între Asociația Sfântul Stelian, Alma Vision și Școala Gimnazială numărul 1 din comună. Scopul proiectului este reducerea numărului de persoane marginalizate în comunitățile în care există populație aparținând minorității rome, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin oferirea de servicii integrate în domenii precum educație, ocupare și formare profesională, antreprenoriat, servicii sociale și medicale, locuire și asistență juridică. Grupul țintă cuprinde 400 de beneficiari, dintre care 120 de etnie romă. De asemenea, proiectul se axează pe servicii educaționale, al căror grup țintă este format din 176 de persoane, 50 preșcolari, 150 de elevi și 24 de beneficiari în programul A doua șansă. Mai multe detalii aflăm de la managerul acestui program, Bogdan Paraschiv, secretarul general al Asociației Partida Romilor Pro Europa. Este un proiect de anvergură, așa cum spune și titlul proiectului, Șanse pentru Viitor. Încă de la scrierea proiectului ne-am gândit cum să acordăm șanse pentru viitor copiilor noștri. În special cum copiilor care provin dintr-un mediu social în care degradarea socială și materială a familiilor din care provin nu îi împiedică să participe la procesul educațional. Am proiectat această schiță a proiectului privind având în vedere nevoia cu care comunitatea de rom și nu numai din comuna 1 decembrie se confruntă. În urmă cu 5 ani de zile, în parteneriat cu Primăria 1 decembrie și Partida Romilor Pro Europa, am dezvoltat programe mai mici de anvergură prin care am înțeles că trebuie să ne implicăm în viața comunității noastre. În urma acestor proiecte desfășurate, am conștientizat faptul că avem nevoie, ca și comunitate, de un proiect mare care să acopere o marjă cât mai mare a persoanelor care vor beneficia de activități și de sprijin în cadrul proiectului. Așadar, a născut acest proiect, Șanse pentru Viitor, prin măsuri integrate, și am ales acest titlu împreună cu echipa de implementare, încă gândindu-ne la faptul că trebuie să ajutăm pe cei mici să-și desfășoare procesul educațional fără a avea probleme, și în acest sens, pentru cei mici avem un program educațional de școală după școală, care prevede să le acordăm o masă caldă după terminarea cursurilor și să-i ajutăm să facă teme într-un cadru educațional și alături de profesorii implicați în proiect. Prezent la evenimentul lansării proiectului Șanse pentru Viitor prin măsuri integrate, președintele Asociației Partida Romilor Pro Europa, Nicolae Păun, a subliniat importanța existenței în fiecare localitate a unei relații eficiente între reprezentanții comunității și autoritățile publice locale. O astfel de relație, spune președintele Partidei Romilor, este esențială pentru îmbunătățirea situației romilor, păstrând cele trei axe de acțiune promovate și în cadrul campaniei naționale Vrem Respect, educație, sănătate și dezvoltare comunitară. Prin natura funcției pe care o reprezint și nu reprezint de el de azi de vreo 30 de ani, și anume de președinte a Asociației Partida Romilor Pro Europa, singura organizație cea mai puternică a romilor din România,
În 30 de ani de zile am avut ocazia să stau de vorbă și să mă întâlnesc cu mii de primari, cu sute de consilieri de Consiliul Județean și cu sute de președinți de Consilii Județene. Nu odată mi-a fost dat să ajung la discuții destul de contradictorii cu anumiți primari pentru faptul că au separat comunitatea sau aria pe care o reprezenta. Au enclavizat comunități întregi de țigani. Asfaltul mergea până la întâlnirea cu comunitatea. Apa mergea până la unde era țigănia, cum se spune. Curentul de asemenea, pietruirea de asemenea și tot așa mai departe. Și atunci se naște firească întrebare. Oare de ce să plece țiganii din România? Cine îi bagă în seamă? Cine îi sprijină? Cine îi ajută? Partida Românilor nu odată și de cel puțin 20 de ani pe teritoriul României a tras destul de multe semnale de alarmă și și-a dorit să fie un partener continuu atât a Guvernului României cât și a autorităților locale. Cel puțin pe trei axe. Educație, sănătate, dezvoltare comunitară. Noi, la nivel național, noi, când spun noi, mă gândesc la Partida Românilor și nu suntem puțini, suntem vreo 400 și ceva de comunități care sunt ancorate la Partida Românilor. Din această toamnă avem campania la nivel național Vrem Respect. Pentru că considerăm de cuvință că ne ajunge și nouă sau ne este de ajuns 30 de ani după Revoluție, când foarte puțin se face, foarte puțin se face câte ceva pentru comunitățile de rol, dar în schimb de blamați, suntem blamați continuu. Furați, nu vă spălați, mergeți în afara țării, ne faceți de rușine și tot așa mai departe. Noi vrem să arătăm cu această campanie că există oameni de bine în România, atât majoritari cât și romi, care înțeleg mai bine mecanismul și jocul democratic și că noi trebuie să pregătim o altă lume. Cei care nu știu decât să fie critici și sunt xenofobi și sunt rasiști, poate să rămână acolo, în control, nu ne deranjează. E treaba lor. Dar noi nu putem să stăm pe loc uitându-ne la copiii noștri când nu se duc la școală pentru că nu avem ce să le punem acolo în pachet, nu au haine, nu au posibilitate să învețe și tot așa mai departe lista poate să lungi. Probabil că, domnul președinte, probabil că ar trebui mai mulți primari din Ilfov să ia exemplu și noi să venim pe lângă dumneavoastră și să vă fim aproape. În ceea ce ne privește, dacă e nevoie de orice, noi vă stăm la dispoziție și nu avem decât să-l sprijinim pe domnul primar pentru următoarea perioadă de timp. La evenimentul de lansare al proiectului au participat oficialități importante din cadrul instituțiilor publice județene și locale din Ilfov, prefectul județului, președintele Consiliului Județean, reprezentanții ai Inspectoratului Școlar Județean Ilfov, primarul localității 1 decembrie, reprezentanții partenerilor în proiect, dar și reprezentanți ai comunității locale, viitor beneficiari ai proiectului Șanse pentru Viitor. Este vorba despre un proiect integrat, nu e vorba neapărat despre comunitățile de rom neapărat, pentru că practic doar 130 de persoane din 400 provin din comunitățile rome. Un proiect benefic pentru localitatea noastră și pentru cetățeni. Ne-am gândit să facem treaba asta tocmai pentru a combate abandonul școlar. Asta este prima noastră țintă. Țintă în subsidiar, că de fapt proiectul atacă mai multe segmente, dar ținta noastră, a comunității locale, a primăriei, a fost să combatem abandonul școlar. Cred că prin măsurile implementate de acest proiect vom reuși să continuăm lupta asta cu abandonul școlar, pentru că noi o facem mai de mult și prin diverse metode am încercat în afara proiectelor, doar prin măsuri luate de Consiliul Local, de Primărie, de Partida Romilor Pro Europa, în colaborare cu noi,
și de la școală avem feedback că reușim. În afară de acest proiect, la nivelul instituției pe care dumneavoastră o conduceți, ce alte proiecte ar mai trebui sau ce alte proiecte mai pot fi derulate astfel încât incluziunea romilor să fie reală? Avem în desfășurare acum un proiect în colaborare cu ANL-ul. Construim 21 de case pentru comunitatea romă. Eu sper să le dăm în primire în luna decembrie. Mă gândeam că poate chiar de ziua localității, de 1 decembrie, să oferim cheile, dar nu ține numai de noi. Lucrând cu Ministerul Dezvoltării și cu Agenția Națională pentru Locuințe. Urmând ca după implementarea acestui proiect de 21 de case să atacăm încă un proiect la fel în care suntem în faza incipientă, prin care să construim încă 50 de apartamente. Am participat la deschiderea oficială a acestui proiect și cu această ocazie vreau să felicit inițiatori, Primăria și Comunitatea Romilor, Partida Romilor, pentru acest proiect și pentru șansa care o dă unor oameni care n-au avut această șansă până acum, educație și dezvoltare economică, pentru că am văzut că e vorba și de antreprenoriat, lucru pe care Consiliul Județean Ilfov îl sprijină foarte mult. Cât de important este un astfel de proiect pentru măsurile de integrare a comunităților de romi? Având în vedere că numai prin educație se poate realiza acest lucru, integrarea tuturor, un astfel de proiect este foarte, foarte important, este decisiv, aș spune eu, esențial. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum o să-i ajutați? Păi, tocmai ce vorbeam cu primarul, pentru realizarea acelui after school, o parte din finanțare o acordă acest proiect banii europeni, cealaltă parte o va acorda Consiliul Județean printr-o asociere cu primăria 1 decembrie. De ce este important un astfel de proiect? Este vorba de implicarea autorităților locale pentru sprijinirea și crearea viitorului pentru cetățenii din etnia romă. Noi viețuind în Ilfov, suntem de mulți ani aici, cunoaștem în detaliu necesitățile și solicitările care trebuie să fie soluționate pentru cetățenii noștri din județ. Am venit aici pentru că, sufletește vorbind, în relația noastră interumană cu cetățenii romi din Ilfov, aici suntem, conviețuim de ceva de ani mulți, și un astfel de proiect este, de fapt, pentru mine personal, o piatră de temelie la ceea ce se poate face ca și dezvoltare a acestei comunități, în sensul pozitiv, la acordarea șansei de a face școală, lucru cel mai important pentru comunitatea noastră, și faptul că se vor crea locuri și meserii pentru locurile de muncă necesare în județul nostru este salutar. Sunt aici pentru că evenimentul este extrem de important pentru viitorul copiilor noștri și pentru viitorul județului Ilfov. La finalul evenimentului, oficialii instituțiilor publice din județul Ilfov au apreciat inițiativa proiectului Șanse pentru Viitor prin măsuri integrate, declarându-se interesați de a promova astfel de acțiuni și în alte localități din județ, în beneficiul comunităților de romi și a tuturor persoanelor aflate în pericol de sărăcie și excluziune socială. Cum se integrează acest proiect important pentru comunitățile de aici, nu numai de rom, dar pentru toate comunitățile de aici? Cum se integrează acest proiect în cadrul campaniei noastre Vrem Respect? Extraordinar. Aș vrea să vă spun că este imperios necesar ca și voi face acest lucru. Am să duc mesajul acesta în cadrul prefecturii, am să convoc OAT-urile pe domnii primari, secretarii de primării, pentru a implementa un astfel de model de proiect și în celelalte localități. Pentru că este extrem de important să beneficiem de ceea ce avem la dispoziție, fondurile europene. După o scurtă pauză, ne reîntâlnim în mijlocul comunităților de romi din Adjud și Murgeni, județul Vaslui. Revenim imediat!
cadrul campaniei Vrem Respect, deputatul minorității rome în Parlamentul României, Daniel Vasile, s-a deplasat împreună cu echipa sa în județele Grancea și Vaslui. Din Adjud, trecând prin Murgeni și ajungând la Bârlad, problemele romilor sunt puse clar și succint în atenția autorităților publice locale. Urmăriți în continuare acțiunile campaniei naționale derulate de Asociația Partida Romilor Pro Europa și ce efecte a produs deja în anumite zone ale țării. Educație, sănătate și dezvoltare comunitară, cele trei direcții majore pe care se axează acțiunile campaniei derulate de Asociația Partida Romilor Pro Europa, sunt urmărite cu mare atenție în continuare la nivel național. Liderii celor 38 de filiale din țară ale organizației identifică în această perioadă nevoile reale ale comunităților. Importanța campaniei Vrem Respect pentru viitorul, dar mai ales pentru prezentul romilor, este ilustrată de rezultatele pe care inițiativa Partidei Romilor le are deja în identificarea soluțiilor concrete pentru problemele din rândul comunităților. În ediția de astăzi, echipa emisiunii Din Viața Romilor se va afla alături de Daniel Vasile, deputatul minorității în Parlamentul României, în vizitele programate în cadrul campaniei în județele Vrancea și Vaslui. Poate părea simplu, dar misiunea echipei condusă de deputatul romilor este de o importanță covârșitoare pentru viața de zi cu zi a comunității. Liderii locali și zonali ai Partidei Romilor, membrii organizației de tineret în frunte cu președintele tineretului rom Adrian Verbeck, toți depun eforturi zilnice pentru identificarea problemelor reale ale comunităților de rom din Moldova. Sute de oameni, mii de kilometri parcurși pentru a vorbi cu toți și cu fiecare familie în parte, nu e o muncă ușoară, dar e cu siguranță apreciată atunci când produce rezultate. Componenta esențială în acest ambițios proiect al Partidei Romilor este relația cu autoritățile locale și modul în care vocea romilor se poate face auzită în cadrul administrației publice, cu efecte reale pe termen lung. Acesta a fost și principalul punct pe agenda vizitei deputatului romilor în municipiul Adjud. Întâlnirea cu liderii locali și județeni a avut loc chiar în mijlocul comunității, în cartierul Islaz. Aici avem un cartier cu toate casele astea care sunt construite fără niciun document. Nici contract de concesiune, nici proiect de casă autorizație, deci absolut nimic. Înțelegeți? Cartierul ăsta a fost într-o zonă inundabilă. Înțelegeți? Și acum nu mai este inundabilă. Deci noi sperăm în 2 luni de zile să nu mai fie în zonă inundabilă. De ce? Păi s-au făcut niște proiecte de arhitecți și așa mai departe. Se ridică un dic în zona asta și va fi scos din zonă inundabilă. Și noi sperăm ca în 2-3 luni de zile, așa mi-a promis și domnul primar, să putem să facem documente la toți oamenii de aici, să intrăm în legalitate. Câți rom trăiesc aici, în cartierul ăsta? Deci, ca și membri, cred că sunt în jur de 1000. Atunci sunt 220 de locuințe. Am înțeles că niciuna nu are act de proprietate. Niciuna. Câte locuințe au electricitate? Au cam 30% dintre ei. 30%? Da. Și restul locuințelor cum fără. Se descurcă? Trăiesc fără curent? Trăiesc fără curent și s-au mai ajutat ei între ei. Rugăm unul de altul să ne dea. Am înțeles. Da. Bun, ați discutat cu primăria problemele astea legate de acte de proprietate, legate de dotarea cu electricitate a locuințelor. Care a fost răspunsul domnului primar? Ce spune domnul primar? Din partea dânsului am fost cu domnul președinte. Stați puțin, domnul președinte. Eu înțeleg că avem tot sprijinul, dar un plan concret în care să ne spună foarte clar, nu nouă sau și nouă organizației Partida Romilor, dar comunității în primul rând, un plan concret cu niște termene, cu niște rezultate concrete pentru oamenii ăștia. Că uite, iarna bate la ușă. Iarna bate la ușă și dacă doar 30% din familie au curent, care este planul primăriei? Noi vrem să aflăm. Și nu neapărat noi, Partida Romilor, dar în primul rând comunitatea, oamenii care trăiesc aici. Păi de promisiune am cam săturat. De toată viața noastră, de când trăim în țara asta, în afară de promisiuni, n-am auzit nimic altceva noi romii. Promisiuni, promisiuni. Ar fi bine să mai auzim și de niște proiecte și de niște rezultate concrete. Pentru că și noi suntem cetățeni. La fel ca populația majoritară și noi romii suntem cetățeni, avem și noi drepturi, avem și obligații. Că dumneavoastră a spus că unii dintre dumneavoastră plătiți impozit. Am plătit
ca orice cetățean român, plătim impozite și vrem să plătim impozite. Avem dovezi că am plătit hârtiile alea care am plătit chitanțele. S-a plătit 6-7 ani de zile, am plătit. O perioadă. Și după aia s-a oprit. Aia... dispoziție de la primar, nu se mai plătește niciun impozit până nu se fac actele. Asta a fost problema. Este și corect din punct de vedere legal. Acum vreau să vă spun ceva. Este foarte important să înțelegeți un lucru. Atâta timp cât veți fi uniți, atâta timp cât veți lupta împreună pentru un ideal, pentru a pune în practică un obiectiv foarte clar pe care îl aveți, adică obținerea actelor de proprietate, și dacă obțineți actele de proprietate ca și consecință actelor de proprietate, fiecare locuință va avea electricitate. Zona asta, dacă este cadastrată și se bucură de un regim de proprietate foarte clar în relația cu autoritatea publică locală, poate fi dotată cu toate utilitățile, adică mica infrastructură, gaz, apă, canalizare, electricitate. Dar ca să avem toate aceste lucruri, adică mica infrastructură, apă, canal, gaz, electricitate, în primul rând avem nevoie de actele de proprietate. Da. Și acum o să vă spun ceea ce am făcut noi la Partida Romilor. Și aici o să am o discuție și o să avem o discuție împreună și cu dumneavoastră, bineînțeles, la adunarea generală, când o să avem adunarea generală, împreună cu domnul primar. Și o să spunem lucrurilor foarte clar pe nume, în sensul că Guvernul României, la solicitarea noastră a organizației Partida Romilor, în urmă cu 4 ani de zile, a adoptat un program național. Programul Național de Cadastru și Carte Funciară. În programul ăsta de cadastru și carte funciară, comunitățile de romi și astfel de comunități, noi le-am definit ca fiind așezări informale. Astfel de comunități sunt finanțate de la programul ăsta cu prioritate. Cu alte cuvinte, ceea ce vreau să vă spun ca să înțelegem cu toți ceea ce spun, este că la Guvernul României există o lege, un document, o hotărâre de guvern prin care autoritățile publice locale, adică primăria, poate să obțină bani și să vă facă gratuit actele de proprietate. Deci nici pe voi nu vă costă nimic, nici primăria nu dă bani din bugetul propriu. Banii trage de la Guvernul României, în baza acestui program național, și se fac actele de proprietate. Cu prioritate se aplică programul ăsta în comunitățile de romi. Noi aplicăm programul ăsta, adică când vorbesc noi, vorbesc de Partida Romilor. L-am aplicat și în perioada în care eram secretar de stat la Agenția Națională pentru Romi. Sunt atent și acum la ceea ce se întâmplă cu programul ăsta, pentru că noi, Partida Romilor, și eu mi-am adus contribuția și ne-am adus contribuția la acest program. Mergem la primărie, măcar să ne dea de la iluminatul public să avem și noi curent. Dacă ne certăm cu vecinul, ne scoate din priză și nu mai avem curent. Și noi nu avem de unde. Facem sute de drumuri primărie acasă, primărie acasă, și rămâne cum am stabilit. De atâta timp, noi stăm și degeaba. Pe noi ne doare, dânsul n-are, omoare. Și dacă voi dăm și mie, nu am cum, că mi-a venit mult factura. Și vine iarna și în loc să punem la gură, punem la nas. Că nu vedem. Daniel Vasile a discutat în continuare cu membrii comunității din cartierul Islas din Adjud, clarificându-le aspectele legale privind cadastrarea imobilelor și obținerea actelor de proprietate pentru locuințele pe care oamenii le-au construit aici, pentru a-și proteja astfel familiile și agoniseala de viață. În urma discuțiilor preliminare, liderul local al organizației Partida Romilor, împreună cu liderul județului și deputatul Daniel Vasile, au convenit de comun acord cu membrii comunității de romi o întâlnire publică pentru a dezbate problemele lor și soluțiile posibile, alături de primarul municipiului Constantin Armencea, la sediul Casei de Cultură Tudor Vornicu din Adjud. Vă rog să veniți la adunarea generală, unde primarul va fi prezent, și atunci putem discuta aceste probleme. Vorbiți între voi, desemnați un reprezentant care să vă expună toate problemele, puneți-le pe o hârtie ce probleme aveți, discutați între voi și acolo la adunarea generală să spuneți: domnule, în cartierul ăsta avem următoarele probleme care țin de dumneavoastră, domnule primar, și atunci rugămintea mea este să veniți să vă expuneți problemele,
în mod organizat, dând dovadă că știți să vă reprezentați interesele și că de acum încolo cere soluții. Cere soluții în calitate de cetățeni. Din mijlocul comunității din cartierul Islaz, vizita echipei condusă de deputatul romilor Daniel Vasile se deplasează spre centrul orașului, în parcul Casei de Cultură din Adjud, acolo unde Partida Romilor Pro-Europa a organizat un eveniment special dedicat copiilor din municipiu, etnici romi, dar și majoritari. O surpriză frumoasă și cea mai mare bucurie pentru toți micuții din Adjud a fost întâlnirea cu personajele lor preferate din povești și desene animate, împreună cu care s-au simțit minunat, dansând și cântând într-o zi frumoasă de toamnă blândă, pe care cu siguranță nu o vor putea uita prea ușor. Pentru că este o campanie organizată de Partida Romilor și noi suntem aici astăzi pentru că ei au hotărât să vă facă această surpriză, vreau să vă rugăm să strigați cu toții alături de noi. Noi vrem, vrem asta. 1, 2, 3 și... Am venit astăzi să ne distrăm, să facem joculețe, facem baloane, dansăm, avem mascote, vor veni alături de noi și Minionul, Olaf, Mickey, Minnie, dar și alți clowni. Suntem o trupă destul de mare pentru că am înțeles că vor fi mulți copii și trebuie ca toți să se distreze și noi o să ne asigurăm să facem lucrul acesta. Știu că nu e prima oară când faceți asta și că aveți destul de mult de spus despre asta. Facem lucrul ăsta de ani de zile, atât pentru comunitatea romă, cât și pe parte de divertisment pentru copii. Cum credeți că ajută, să spunem așa, teatrul? Cum credeți că ajută veselia? Cum credeți că ajută tot ceea ce faceți voi pe copii? Nu doar că îi ajută pe copii, ci ne ajută și pe noi, atât ca dezvoltare personală, atât ca un plus de pozitivitate în tot haosul ăsta monden. Da, mai ales că poveștile au întotdeauna o morală, iar morala și moralitatea și respectarea unor reguli, în principal, te fac să fii om înainte de a fi robotul ăsta pe care societatea cumva încearcă să-l impună. Și cred că dincolo de cum trebuie să fii, contează cum trebuie să fii tu pe interior. Dacă vorbim acum despre campania Vrem Respect, pentru că iată suntem cu toți aici pentru asta, aș vrea să ne spuneți cum ați intrat voi în această campanie. Păi, noi am fost contactați de Partida Romilor și le-am prezentat oferta noastră cu tot felul de joculețe, o să le vedeți pe parcurs dacă rămâneți la eveniment, și au fost încântați de modul nostru de abordare și au zis da, vrem și noi să veniți alături să facem copiii fericiți. În primul și în primul rând, campania aceasta merită respect pentru că este o formă destul de originală în zona Vrancei, ca și mod de manifestare, și chiar am fost plăcut surprinși, atât noi doi cât și ceilalți colegi, toată echipa săptămâna trecută când la Sihlea a fost... Cât au fost? 300 de copii. A fost o nebunie, dar toți s-au jucat, nu a fost nimeni care să rămână pe margine și începând de la copii de 2-3 anișori, la 15 ani au fost inclusiv adolescenți și am încercat să facem un joculeț pentru copii mici, un joculeț pentru copii mari, dansuri și tot felul de lucruri. Ce le place cel mai mult? Le plac dansurile pe care le face clovnița mea, da? Unde și eu ajut cu dansuri și cu figurație și mișcare, dar este frumos că ei vin cu idei noi, cu ei, mai mult ei ne antrenează și e frumos. Săptămâna trecută pur și simplu nu mai vrem să plecăm. Pentru voi ce, personal, ce înseamnă această campanie? Cel puțin pentru mine, care eu am în spate vreo 10 ani de lucrat cu comunitatea romă, atât la Iași cât și pe Vrancea, pentru mine e o chestie mai mult decât importantă. Pentru că în această comunitate, în ciuda imaginilor pe care unii vor să le facă, e o comunitate superbă și din punct de vedere social și din punct de vedere psihologic, oameni cu care poți să discuți, cu care poți să înveți și oameni care pe mine personal mă relaxează frumos când mă întâlnesc cu ei. Și până la urmă copilăria este aceeași pentru toți. Normal, iar judecățile sunt pentru oameni mari, nu pentru copii. Ce le transmiteți voi tuturor copiilor de etnie romă și nu numai, care se uită acum la noi? Că suntem toți la fel și suntem voioși și suntem frumoși. Contează să fim buni. Iar eu le transmit copiilor
că ne dorim, când vor crește mai mari, să vină ei în locul nostru și să-i bucure pe ceilalți. Astăzi s-a întâmplat un eveniment cultural, artistic, teatral cu 680 de copii, atât de etnie romă cât și cei din rândul celor majoritari. O întrunire cu comunitatea, membrii comunității de romi ai Partidei Romilor Pro Europa, municipiul Adjud, împreună cu domnul deputat Daniel Vasile, împreună cu liderul local Tănase Samir și cu domnul primar al municipiului Adjud, Armencea Constantin. De ce este importantă o astfel de întâlnire? O astfel de întâlnire este pentru a pune într-un fel sau altul interfață comunitatea de rom cu autoritățile publice locale. Cum vedeți dumneavoastră relația dintre comunitățile de rom și autoritățile locale? Să știți că această campanie îmbunătățește relația dintre comunitățile de romi și autoritățile publice locale și nu că îmbunătățește, o chiar înflorește. Pentru că vedem cu ochiul liber că autoritățile observă că romii, într-un fel sau altul, se unesc, ascultă de vocea liderilor săi din teritoriu și mai ales, mai mult decât atât, faptul că domnul deputat Daniel Vasile, împreună cu președintele organizației de tineret la nivel național, Berbec Adrian, cu Cătălin Stănescu și Gogan George, o echipă foarte care a dat posibilitatea și interacționarea romilor cu autoritățile publice locale. Este important pentru comunitățile de romi să aibă un reprezentant? Este foarte important pentru a avea un reprezentant și mai mult decât atât pentru a avea un mediator școlar și un mediator sanitar și un asistent medical comunitar. Și vă spun și de ce. Atunci când avem un mediator școlar, știm cu exactitate câți copii sunt și câți merg la școală, câți sunt cu risc de abandon școlar și absenteism și câți sunt care vor să meargă mai departe și mai ales pe locurile rezervate pentru romi în licee și facultăți. Ce v-ați dori dumneavoastră să mai faceți pentru romii de aici? Sincer să fiu, mi-aș dori foarte multe lucruri, mi-aș dori să stau în permanență printre ei, pentru că am observat un lucru. Munca de teren este constructivă. Oamenii văd că îți dai într-un fel sau altul interesul pentru ei. Observă că încercăm să îi împăcăm unul cu celălalt. Încercăm să îi împăcăm cu legile și cu obligațiile ce derivă pentru a se comporta într-un mod civilizat cu administrația publică locală. Rămâneți cu noi, Din Viața Romilor revine imediat. Alături de echipa deputatului minorității rome Daniel Vasile, vedem care sunt primele efecte ale campaniei Vrem Respect pentru romii din Bârlad. Revenim imediat! Pentru că avem această campanie care se numește Vrem Respect și în cadrul ei dorim să facem multe lucruri pentru romii noștri, aș vrea să ne spuneți dumneavoastră, în primul rând, ce credeți despre această campanie și despre începuturile ei de aici, din Adjud. Este o campanie binevenită, mai ales că Adjudul, orașul nostru, OAT-ul nostru, este poziționat undeva la aproape de multe comunități rome, care s-au retras din respectivele comuni la un centru urban și acesta este Adjudul. Și aici mă refer la cei din Valaseaca, din Corbasca, din Bacioi și din fericire, deci pot să spun și din fericire, comunitatea română s-a mulțit la Adjud. Eu sunt născut, crescut aici, știu romii din Adjud, dar acum suntem la un număr destul de mare. Am ajuns undeva la 2000. Sunt probleme ca pentru toți cetățenii, fac parte din cetățenii, din, ca și cetățenii a orașului Adjud, a municipiului Adjud. Probleme sunt și la ei, sunt și la noi, dar cel mai important este comunicarea și încercat permanent să le explicăm la fiecare problemă a dumnealor care este cadrul legal, pentru că legea trebuie respectată de la primar până la ultimul cetățean. Și aici, dacă nu există comunicare și interpretări greșite ale legii și dacă nu explic la oameni, că n-au de unde să știe, este normal că apar multe, multe nereguli. Știu că de-a lungul timpului ați reușit să faceți totuși destul de multe pentru comunitățile de rom de aici. Cam ce ați reușit până acum? Ce să vă spun? Pentru mine, tratamentul acestor romi este la fel ca
pentru fiecare cetățean. Deci ei au nevoie de fond locativ, de spațiu locativ, au nevoie de construire de case, au nevoie de școli moderne, au nevoie de transport gratuit pentru copii și așa mai departe. De sprijin financiar pentru anumite cazuri de boală, de îmbolnăviri neașteptate. Audiența este deschisă și permanentă pentru acolo. Nu exagerăm nici cu o regulă din asta, adică aceeași persoană vine permanent. Deci am încercat să disciplinăm și sunt mulți care au înțeles. Sunt foarte mulți care au înțeles și încercăm să trăim într-un oraș civilizat, pentru că ăsta e rolul nostru și de mediator la nivel de oraș. Au un reprezentant în cadrul Consiliului, în cadrul primăriei. E important să aibă un reprezentant al lor? Este foarte important să avem un reprezentant chiar angajat al etniei rome. Îl avem la Direcția de Asistență Socială, un băiat foarte bun, se numește Tanasi Samir, care prin intermediul dumnealui intrăm la curent cu toate problemele romelor și probleme de excepție aduce om în audiență și încercăm să rezolvăm, respectând legea, încă o dată repet, respectând legea ca orice cetățean civilizat din această țară și în acest oraș. Aș dori să le transmiteți un mesaj tuturor romilor care ne primesc acum. Am o susținere mea permanentă, eu mă bucur că îi cunosc o mare majoritate, că nu există cetățean rom să nu vină în audiență la primar, că sunt și mai vechișor puțin din anul 2000, la al cincilea mandat. Este adevărat că cel puțin peste 50% ne-am rezolvat probleme, mai sunt multe de rezolvat. Sunt alături de ei permanent, îi aștept să facem împreună lucruri frumoase pentru acest oraș și mă aștept să mă sprijin și pe mine în proiectele frumoase și eu îi sprijin la fel în proiectele frumoase pe care le-au în derulare. Astăzi ați avut o ședință publică în care s-a discutat despre rezolvarea problemelor comunităților de rom de aici. Cât de mult vă ajută și câtă deschidere aveți din partea autorităților aici în Adjud? Deci, după cum bine ați văzut și dumneavoastră că ați participat la ședință, domnul primar este foarte deschis la dialog. Și nu numai, deci toți funcționarii din primărie, împreună cu mine, încercăm să facem tot ce este posibil pe cale legală să ajutăm comunitatea. Aveți un reprezentant în Consiliul Local? În Consiliul Local sperăm la anul să avem cel puțin doi. În momentul de față nu există nimeni, numai eu lucrez în primărie la Direcția de Asistență Socială ca și referent. Ar fi important un consilier, doi consilieri în Consiliul Local? Cu ce i-ar ajuta în mod special pe romii de aici și comunitățile de romi? Păi, vă dați seama, dacă am avea măcar un singur consilier în Consiliul Local, că ar fi benefic pentru comunitatea noastră. E important? E foarte important. Eu particip la toate ședințele ale consiliilor locale, dar nu am drept de vot. Imaginați-vă ce ar fi să avem un reprezentant acolo care are drept de vot. Ar fi extraordinar pentru noi. Ce v-ați mai dori să mai faceți pentru romii dumneavoastră de aici, din Adjud? Deci mi-aș dori foarte multe, dar în momentul de față mă zbat și încerc să rezolv cu actele de proprietate. E un lucru care interesează pe toată lumea. În momentul când toți vor avea acte de proprietate, vor avea acces la apă și canal, electricitate, gaz, cărți de identitate și multe alte lucruri. Pentru viitorul campaniei Vrem Respect și în cadrul acestei campanii, ce le transmiteți dumneavoastră romilor? Deci, singurul lucru care le transmite fiecare dată este vorba de educație. Deci, cel mai important lucru pentru mine este vorba de educație. Să ne trimitem copiii la școală, fără educație nu avem niciun viitor. Și multă sănătate la toți romii mei de aici. Vrem respect! Din Adjud, echipa emisiunii Din Viața Romilor l-a însoțit pe deputatul Daniel Vasile mai departe pe drumurile campaniei Vrem Respect. Următoarea oprire a fost la Murgeni, oraș cu o importantă comunitate romă din județul Vaslui. În cadrul unei întâlniri oficiale, Daniel Vasile a discutat problemele romilor din Murgeni alături de primarul orașului Ioan Buta. Ca în majoritatea cazurilor, și aici problema centrală a comunității este lipsa actelor de proprietate. Detaliile legale prin care se pot soluționa aceste aspecte au fost expuse de reprezentantul minorității rome în Parlamentul României, iar în cadrul discuției, edilul din Murgeni a fost deschis viitoarelor colaborări pentru obținerea unor rezultate concrete pentru soluționarea problemelor comunității de rom de aici.
La invitația liderilor locali, Daniel Vasile s-a aflat apoi alături de primarul orașului Murgeni, în mijlocul comunității romilor penticostali de aici, participând la o întâlnire religioasă și apreciind alături de ei importanța vieții spirituale pentru păstrarea unității și identității etnice și transmiterea lor către viitoarele generații de romi. Mergem mai departe și în cadrul campaniei Vrem Respect, echipa noastră se deplasează la Bârlad. Într-o vizită anterioară, romii din comunitățile bârlădene i-au semnalat deputatului Daniel Vasile una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă, legată de locuințele sociale. Hotărât că vremea promisiunilor a apus pentru romii săi, deputatul s-a aflat de data aceasta la Bârlad pentru o întâlnire oficială cu autoritățile locale, solicitând în cadrul unei discuții deschise cu primarul orașului, Dumitru Boroș, încheierea unui acord clar pentru soluționarea problemei cu care se confruntă romii din Bârlad. O parte din membrii comunității de romi din cartierele bârlădene, care trec de vreme bună prin clipe de coșmar la gândul evacuării de pe o zi pe alta, s-au aflat chiar în holul primăriei. Am vorbit și noi cu ei pentru a afla la ce se așteaptă. Am venit la domn primar că am probleme cu contractul din chiriere. Ce probleme aveți? Am rămas vreo 2 luni de zile în neplată, în urmă cu plata la chirie. Și domnul primar și cu doamna juristă, subalternii domnului primar, m-au dat în tribunal la executor pentru că n-am plătit. Eu, când am luat salariul, m-am dus, am plătit debitul integral la chirii, dar nu mi-am mai retras de la tribunal, de la executor. Au zis că trebuie să plătesc 10 milioane în plus pentru că am întârziat 3 luni de zile la plata cu chirii. Aveți un ordin de evacuare, înțelegem? Da, da. Problema este în felul următor. Acum a achitat debitul la chirie. Nu vor să ne facă contracte din cauza că am întârziat să ne ducem, nu cu plata, am întârziat să ne ducem la prelungirea actului adițional. Ne-am dus mai târziu. Pe baza la acestei, nu vrea să ne reînnoiască contractele din chirieri. Cu toate că, uitați aici, a achitat la zero. Nu știu ce vrea să ne facă domnul primar, ce se poate întâmpla cu noi când ne ține pe drumuri de o lună de zile, când îi dă, dar de dat nu ne mai dă. Și ne spune când îi dă afară, când îi evacuează din casă. Și astăzi de ce ați venit aici? Pentru contractele de închirieri. Pentru asta suntem zi de zi, nu numai astăzi. Zi de zi suntem aici, din care nu suntem luați în seamă de nimeni. Eu am fost dat și afară din casă, am avut evacuare deja făcută. Pe dumneavoastră deja v-au evacuat? Da. Deci m-au pus să plătesc. Și unde stați acum? Tot în locuință, deoarece am venit la primărie cu copiii, că nu aveam unde să mă duc. Și am spus ca să mă ajute, să facem într-așa fel ca să fie bine. Câți copii aveți? Am 2 copii, am 3 nepoți și mulțumesc. Și am fost dat afară cu ei din casă, deoarece aceeași problemă, am întârziat, deoarece am avut probleme. Și astăzi ați venit aici, ce să faceți? Am venit aici ca să stau de vorbă cu domnul primar, că am mai fost săptămâna trecută, să insistăm la dânsul, poate ne ajută să ne reînnoim actele, când putem să facem buletine la copii, alocația copiilor. Astăzi ați venit aici? Am venit pentru contract. Să pot să-mi dea contract, să fac documentele la copii, ajutor, nu, alocații, nu, nu pot să fac nimic, fără buletinul fetei. Și așteptăm și noi să vedem ce decide domnul primar cu doamna vice. Sperăm să fim înțeleși și ajutați. Orice om mai are o datorie, o plătește, dar nu trebuie să fie pus la zid așa că vor ei. Asta e toată problema noastră. Ați discutat această problemă împreună cu reprezentanții dumneavoastră? Am discutat. Sperăm să domnul Sorin să ne ajute, să ne înțeleagă, să vorbească cu dumnealor, să ajungem la o concluzii, să ne ajute, să ne avem acte la copii, să avem, stăm așa. Noastră, în această situație, ce o să faceți? Unde plecați dacă vă evacuează? Cât în fața primăriei. Că în altă parte nu am unde să mă duc. Vă spun sincer, am 2 nepoți, unul de 7 ani, unul de 1 an și jumătate. Am să vin și am să dorm în fața primăriei, când am să mă duc. Mergem la București, trebuie să fie și pentru noi o lege, nu? Chiar nu putem beneficia că suntem romi? Nu cred. Trebuie să fie și pentru noi, nu?
Păi un domn care urca scărâci, că uite, a venit și să-și ceară drepturile. Păi dar cine, dar noi nu suntem oameni? Ce suntem? Ce avem noi? Pentru că o promisiune făcută trebuie și onorată, de la primărie Daniel Vasile și echipa sa s-au deplasat în comunitate pentru a le spune romilor ce a discutat cu autoritățile locale, ce soluții are Partida Romilor pentru ei și pentru viitorul comunității din Bârlad și ce mai au de făcut în continuare fiecare din ei pentru a-și putea rezolva problemele. Săptămâna trecută am avut adunare generală, am stat de vorbă și am încercat să înțelegem despre ce este vorba cu aceste locuințe, după care prezența domnului deputat Solomon și a domnului prefect v-a dus către o întâlnire pe o situație de a provoca o ședință extraordinară la primărie și ați provocat această întâlnire împreună cu prefectul, împreună cu primarul. Oamenii s-au prezentat și și-au spus păsul, și-au spus nevoile. Noi acum ne-am întors să discutăm la primărie care sunt soluțiile legale, cum rezolvăm această problemă. Despre asta este vorba. Acum suntem aici în comunitate să explicăm oamenilor ce am discutat la primărie, care sunt soluțiile legale, pentru că e bine dacă identifici o problemă și ai niște soluții să le comunici oamenilor. Adică nu vreau să înțeleagă oamenii că am avut acea adunare săptămâna trecută și nu ne mai ocupăm de caz. E problema lor acum să-și rezolve problema. Nu, fraților. Săptămâna trecută am venit, ne-a spus despre ce este vorba. Luni, prefectul a luat măsuri, a avut o ședință cu voi. Azi eu m-am întors să văd care e situația, ce a făcut prefectul, ce a făcut primarul, ce trebuie să faceți voi. Și am avut o discuție la primărie cu primarul, cu secretarul, cu viceprimarul, cu domnul Răducanu, cu șefa de la departamentul juridic, cu toți, împreună cu colegii mei, și am stat de vorbă și am stabilit următorul lucru. Sunt trei situații. Aveți trei situații. Situația în care aveți de plată niște bani, sunt unii cei dintre voi care au de plată niște bani, adică au de plată chiria, împotriva cărora n-a fost introdusă acțiunea în evacuare. Cei care au de plătit chiria și nu au acțiune în evacuare, urmează ca primăria să dea o hotărâre de consiliu local să li se prelungească contractele. A doua situație. Cei care au acțiuni în evacuare. La acțiunea în evacuare sunt două solicitări. Una, să vă plătiți chiria și a doua, să vă evacueze. Și am vorbit cu toți oamenii din primărie, împreună cu domnul Răducanu, și am stabilit următorul lucru. Cei care își plătesc chiria la zi și au acțiuni în instanță, primăria să renunțe la acțiunea în evacuare. Și a treia situație este situația celor care au hotărâși de cătorești de evacuare. Exact noi, care aici, la zero și avem aici trebuie să vin săptămâna viitoare. Unde sunt hotărâri definitive. Să le punem pe masă pe toate și să le analizez cu ei caz cu caz. Noi de-a lungul timpului am semnalat aceste probleme care sunt în acest loc în care ne aflăm. Și respectiv, în legătură cu evacuări, în legătură cu modul în care reprezentanții autorităților locale se ocupă de acest imobil. Vreau să vă spun că acest imobil fiind o locuință socială. Acest imobil este un imobil care sunt locuințe sociale și este construit de pe vremea când era altă guvernare. Deci nu era. Câți oameni trăiesc aici? Aici trăiesc aproximativ, sunt numărate așa cam vreo 60 de unități administrative în acest loc. Ce s-a întâmplat? Din 2016, de când a venit actualul primar, n-a mai avut loc absolut nicio intervenție în ceea ce privește reparații acoperiș, reparații instalații sanitare, canalizări, deci tot ce ține de acest imobil și de administrarea. Oamenii trăiesc aici de câți ani? Trăiesc din 2006, trăiesc, nu? Deci din 2006 trăiesc aici. Vorbind de locuințele sociale și de faptul că sunt destul de multe cereri în acest sens, aș vrea să vă întreb cum se stă aici în Bârlad din acest punct de vedere. Sunt suficiente locuințe sociale pentru cerere? Da, foarte bună întrebare, chiar o așteptam. Sunt solicitări, după știința mea, de locuințe sociale, aproximativ 450 de cereri.
în condiții în care nu s-a mai construit absolut nicio locuință socială. Câți romi sunt aici în Bârlad? Deci am declarat noi cu ani în urmă 5.000 de romi. Ei sunt mult mai mulți pentru că nu s-au declarat, sunt familii mixte, sunt cei care pur și simplu nu vor să recunoască, sunt mult mai mulți. Cifra oficială în acest moment, pentru că am făcut și fișa localității zilele acestea, că am avut în program odată cu Vrem Respect, și am spus, suntem 2500 de romi, au plecat foarte mulți, 2500 de romi, și pe categorie am spus, câți copii, câți... Problemele cu care se confruntă sunt locurile de muncă. Locuri de muncă foarte puțini, acum nu pot să o dau în părere, li s-au promis și poate și unii din ei au votat din acești romi, de bună credință că actualul primar a promis că va face 1500 de locuri. Nu s-a făcut niciun loc de muncă. Majoritatea lucrează la serviciul de salubrizare, așa, la SECCUP, cum se numește. Sunt cetățeni care își văd de treabă, câștig un ban acolo. Rămâne să mai identificăm și alte locuri de muncă, dar tot în colaborare cu autoritățile locale, cu agenția de locuri de muncă, de ocuparea locurilor de muncă aici. Aveți reprezentanți în Consiliul Local? Deci, eu sunt reprezentant pe listele PSD-ului pentru că așa am avut protocol la PSD, ne-a ajutat. Avem un expert pe probleme de romi în cadrul angajat, avem 2 mediatoare sanitari și avem și 2 mediatori școlari pentru că acum de o lună eu m-am forțat foarte mult să mai am un mediator școlar, am și reușit cu toată procedura legală și avem 2. Deci, structura Partidei Romilor în teritoriu aici, aș putea spune că este completă. Având în vedere 2 mediatori sanitari, 2 mediatori școlari, expert pe probleme de romi în cadrul primării și un consilier local care sunt eu. Dacă vorbim despre această campanie care a început, iată, la inițiativa domnului președinte Nicolae Păun, cât de importantă este această campanie pentru romi? Extrem de importantă. Eu consider că Vrem Respect include, de fapt, absolut toate problematica romilor. În 2 cuvinte, cine a avut această idee, dacă a avut-o domnul deputat, domnul președinte, a fost genială, pentru că Vrem Respect, de fapt, spune absolut totul despre modul în care ne comportăm noi, dar și cum se comportă autorități și celelalte instituții ale statului cu noi. Cu această ocazie, eu am avut prilejul ca să expun această problemă și în cele 3 zile în care ne-am informat, am putut să mă duc la primărie și să spun, domnule, noi vrem respect, dacă vrem respect și vrem respect și cu oamenii de acolo, să le tratați problemele responsabil și să nu vă axați numai pe evocare și pe sancționare și pe găsirea unor soluții pentru ei. A fost extraordinar de benefic. Campania lansată și derulată la nivel național de Asociația Partida Romilor Pro Europa este în continuă mișcare. Drumurile deputatului minorității rome în Parlamentul României nu se opresc la Bârlad. Urmează Vaslui, Bacău, Neamț, Botoșan, Iași și toate comunitățile din Moldova care au nevoie de sprijinul organizației, care contează pe cuvântul pe care liderii lor și l-au dat că nu vor fi uitați, că nu sunt singuri în lupta lor pentru o viață decentă și că toți merită ca oricare alt cetățean al acestei țări, înainte de orice, respect. Noi, romii din toată țara, vrem respect. Da, vrem respect. După o scurtă pauză de publicitate, veți vedea cu ce probleme se confruntă comunitatea romilor din Slon, județul Prahova. În județul Prahova, reprezentanții filialei locale a Partidei Romilor au demarat campania Vrem Respect, primele localități vizate fiind Câmpina, Șotrile și Comuna Cerașu. Echipa noastră a însoțit liderii județeni și locale ai Partidei Romilor în acțiunile întreprinse în teritoriu. Noi suntem la a doua acțiune în județul Prahova. Am avut Câmpina, Șotrile și urmează alte localități din Prahova, unde
în anul 2019 vom avea 10 localități și vom intra în toate comunitățile de romi. O să vă rog să-mi spuneți până acum, de când ați început, pe unde ați fost și ce probleme ați găsit? Am fost în orașul Câmpina, în 3 cartiere, unde am lipsa mediatorului școlar, iar la fel, lipsa mediatorului sanitar, unde la Câmpina avem 18 medici și doar un singur mediator sanitar la toate cartierele, la 3.000 de suflete de romi care sunt în orașul Câmpina. Am venit la Comuna Slon, și unde ne vedeți pe noi acum, la ora actuală, suntem în continuare în activități. În satul Slon, la aproximativ 50 de kilometri de Ploiești, în nord-vestul județului, comunitatea este ruptă de civilizație. Etnicii romi din comunitate trăiesc aici în condiții nedemne de secolul 21. În sat nu există canalizare, apă potabilă și niciun drum de acces civilizat. Conform etapelor stabilite în campania Vrem Respect, reprezentanții Partidei Romilor au mers din poartă în poartă și au înregistrat nevoile fiecărei gospodării pentru a identifica situația reală în care se regăsesc romii din comunitate. Ne aflăm în localitatea Slon, de fapt satul Slon, comuna Cerașu, unde avem o comunitate numeroasă, să zic așa, vreo 500 de suflete, care le și vedeți dumneavoastră în spatele meu. O comunitate în care lipsa actele de proprietate și are rostul aici. Apa potabilă nu există. Copiii merg la școală. Noi ce am depistat zilele astea în comunitate, în cele 3 zile, am depistat că copiii merg la școală, doar la școală, în momentul când merg cu microbuzul la școală, acolo sunt lăsați. Vin pe jos copiii. Facem un apel, noi Partida Romilor Prahova, către administrația publică locală, către Consiliul Județean, către domnul președinte Toader, către primarul localității, să vină să ne ajute aici, inspectoratul școlar, pentru că nu avem mediator școlar, mediator sanitar, lipsa actelor proprietate, cum v-am și spus data trecută, n-aș vrea să mă repet, copiii merg la școală dimineața, iar la 12 nu mai vin, nu mai au mașină. Până ajungem la microbuz, lipsesc cu desăvârșire străzile, deci aici străzile, nu că nu sunt asfaltate, nu există. Da, sunt străzile, vedeți cum le și vedeți dumneavoastră, pietruit, nepetruite, pământ. Ei când ies în comunitate cu cizme în picioare, deci nu poți ieși de aici din comunitatea asta fără cizme. Deci ați constatat că nu există apă potabilă, drumuri nu există, practic nu prea există nimic. Absolut nimic, absolut nimic. Ce v-a spus primarul când ați mai avut discuții, domnul primar de aici? În prima zi am avut o discuție pe problema apei potabile, chiar îl felicit pe domnul primar că și noi am avut o implicare cu dânsul pentru apa potabilă, că oamenii bea dintr-un izvor unde o să vin și la râd, izvor infect, unde nu pot să spun altceva, că oamenii bea acolo cu copiii și putea să fie, să îmbolnăvească, să se întâmple alte probleme în comunitate. Eu îi mulțumesc pe intermediul dumneavoastră, domnului primar, că s-a implicat să bage apa. Acum noi avem, chiar o să vedeți dumneavoastră, că șanțurile sunt, începe conducta și să băgăm apă comunității, pentru că se oprea undeva mai în sus apa potabilă pentru comunitatea de romi. Există o șansă, deci, să ajungă apa aici la romii din acest mic cartier? Există, da. Noi ne implicăm, o să ne implicăm mult mai mult ca să știm de această comunitate. Mai mult ne implicăm, noi Partida Romilor Prahova ne implicăm mai mult pentru comunitate. Și o să urmărim cum se demarează aici lucrările pentru apa potabilă, pentru actele de proprietate, pentru drumuri. Să stăm aici, să-l ajutăm pe domnul primar, să stăm lângă dânsul, să ajutăm comunitatea. Noi am continuat că am constatat noi, echipa Partidei Romilor Prahova, că ar trebui să venim mai de multe ori în comunitate și din cauza asta și ne implicăm mai mult aici, în comunitatea asta. E o comunitate uitată de lume. În prezența reprezentanților etniei, romii din Slon s-au strâns pe uliță și și-au spus păsurile. Cu ce probleme vă confruntați în această comunitate? Problemele sunt cu drumurile, cu transportul școlar pentru copii și iluminatul către drumul la școlar. Domnul Marghiolescu îmi spunea că aici nu există apă pentru consum, apă potabilă. Da, momentan nu au existat, dar o să bage. De unde beți apă? Păi până acum am avut o fântână și acum a secat. Deci practic trebuie să cărați apa de undeva, de la
cea mai apropiată comună să o cumpărați, nu? Că altfel nu aveți apă de consum. Da, da, da. Dar ne-a promis domnul primar că până iarnă o să aibă toată populația apă. Cam cât de mare este această comunitate de rom de aici din Slot? Păi sunt la 100 de familii, dar da, cam 100 de familii sunt. Mulți sunt plecați în străinătate sau majoritatea locuiesc aici? Majoritatea locuiesc, sunt vreo câțiva plecați. De exemplu, problema copiilor, cum că ar fi duși la școală și nu-i mai ai nimeni. Cum iau un microbus dimineața, cum se întâmplă? Da, promisiuni nu avem, așa sincere, promisiuni sunt doar vorbe. Dimineața vine microbuzul, dar după merge fiecare persoană după copii la grădiniță sau la școală să reîntoarcă. Unde este școala? Cât de departe? La 3 km aproximativ. Și copiii cum se întorc de acolo? Cum vin cei mici care sunt mai micuți? Da, vin în grupuri, mai merg părinții după ei. Cum se descurcă fiecare? De peste 30 de ani în sat nu s-a mai construit nimic. Ba chiar s-au deteriorat și vechile utilități existente. Izolarea romilor din Slon prin absența căilor de acces a influențat în mod direct chiar viitorul tinerilor. De când m-am născut aici locuiesc, dar totul am fost pe picior de plecare. Aproape nu mi-a venit să mai fac nimic aici, în jurul ăsta, din cauza la drum. Drumul ăsta pentru noi a fost un coșmar, a fost aproape. Deci copiii mei, am o fetiță care e clasa 10-a, de multe ori, timp de noapte, mă duc înainte aici și o aștept în capul satului acolo sau inclusiv la stație, pentru că e frică să vină încoace, pentru că nu este nici lumină electrică. Unde învață fata? Păi învață la Ceraș acum și face naveta. La liceu? E clasa 10-a. Așa, mai am încă o fetiță, n-am reușit decât să învețe decât 4 clase. A avut probleme alea cu sănătatea, datorită la drumuri, a luat multe absențe și a rămas repetentă. Nu s-a mai dus la școală și a rămas copilul cu 4 clase care... Asta a început pe foc, pe inima mea. Deci, câți ani are fata care a rămas cu 4 clase? Are 14 ani. Și plus asta, le se la toți copiii noștri de aici, de drumul ăsta lung de aici și până în sat acolo, că acum câțiva ani de zile când am învățat o carte, clasele 1-4 le-am avut aici. Am avut o școală aici, s-a dărăpânat școala aia, nu mai s-a ținut cont, n-am mai fost profesor, n-am mai fost nimic. Și sunt copii la ora actuală acum care nu are două clase. Am toți nepoții mie aici care sunt în vârste de la 20 până la 40 de ani care nu pune degetul la primărie chiar când primește ajutorul social. Eu ce mai știu puține carte, am învățat 5 clase aici. Pentru copii ar fi important să meargă la școală. Copiii mei chiar mi-am dat interesul ca să învețe carte și toți nepoții mei de aici. Să nu fie ca noi, să fie la munca de jos întotdeauna. Spuneți-mi, am înțeles că aici nu aveți apă. De unde luați apă? Acum am avut o fântână aici care de multe ori ne certăm pe fântână asta că nu mai e apă. Mai mergem încoace spre punctul Vartia, dar dumneavoastră de acolo aducem apă cu bidoane. Ca să avem apă. Pe mine nu trebuie nimic, dacă drum aș vrea să fie drum, să mergem și noi cu pantofi. Deci, da, de zi, noi n-am purtat în picioare decât cizme de cauciuc. Deci, în momentul de față, când plouă aici, e urgia lui Dumnezeu. Iarna nu mai spune? Iarna nu mai vorbim, iarna, că se face, să amestecă zăpada aia cu noroiul ăla și să te duci cu cizma până aici. Și este și un pământ de așa natură, clisos, că când era, mi-aduc aminte când era copiii mici în clasa 1-a, deci mă duceam cu alea la intersecția, ci că rămâneam pozmoliți și îi luam așa de noroi și îi aduceam în brațe acasă. A fost un calvar pentru noi până acum. Sunt familii multe sărace aici, pentru că noi, dacă n-am învățat nici carte, pe timpul Ceaușescu am lucrat în CAP-uri, la ferme. Echipa Partidei Romilor a venit în ultima perioadă aici în comunitate și a făcut un apel către domnul primar și înțeleg că vor să se ocupe de această problemă și de alte probleme. Ce mesaj ați avea pentru dânsii sau ce rugăminte? Dacă îi vedeți că sunt cu această campanie. Mare rugăminte aș avea pentru dânsii să-și dea interesul pentru satul ăsta aici, Suvelnița, că sunt câteva familii aici, sunt câțiva elevi, e o sumă de elevi, să ne facă drumul în primul rând, să ne bage microbuz aici.
că poate dumneavoastră ați venit de acolo, din centru, de la școala generală a noastră, de aici, din Slon, și până aici la noi este în jur de vreo un kilometru și ceva. Și plus de asta, cei care învață după masă, deci oricum, timp de noapte, ai zis că se întunică la ora 5. Ei, deja atunci e noapte. Lui copilii frică să mai vină acasă. Oameni săraci, da, vin de niciunde, amărâți. Aici v-ați născut? Da. Da. Aici a crescut născut, în comună asta. Și de atâția ani nu s-a întâmplat nimic, apă nu este, canalizare, nu... La mine, da. Drumul. N-am drum. La aici, până la mine acolo, cine să-mi sape, cine să-mi facă, butilaj nu poate să urce aici. Ai... Unde locuiți aici? În spate, dincolo eu. Eu sunt mai departe de băieți aici. Da, ăștia mi-e frați. De unde luați apă, de exemplu? Uitați, și aia secat, nu mai e nimic. Nimic nu mai e. Și eu n-am putere să bag eu apă de aici până la mine acum. Nu e. N-am condiții, nu-i bani. Păi am înțeles că nimeni nu prea are apă aici. Da. Trebuie să o cărați de departe. Da. Uite, am avut un fântână, dar aceea nu mai e și cărăm. Tu pânsat de vale, cără. Cu butoaile, cu căruța, cără. N-avem apă, poșteați, nu. Suntem uitați aici noi. Nu îți dă interesul domn primar, domn vice, nu, n-are pentru ce, că noi suntem uitați aici, suntem aici și pe locurile astea aici, care... Copii aveți, nepoți? Da, avem, am 4 copii, nepoți, se duce la școală și ei, că mai dezbrăcați, că nu are cu ce să încalce, într-un salariu care l-avem și noi, că mă duc la muncă, dar nu se ajunge un salariu la copii. Ce lucrați dumneavoastră? Pe șantier. Șantier. Am fost... Faceți naveta? Da, facem. La 2 săptămâni, la 3, cum depinde cum poți să scap de acolo de la pe șantier, cum e lucrarea. E departe să pare naveta acasă. La Timișoara, la București. Și copiii, nepoții merg la școală? Da, merg la școală, da. Ce v-ați dori pentru această comunitate să se întâmple? Ce... Și să fie, să fie ceva mai bun, să fie, să ne ajute și pe noi. Că... Să ne ajute domn primar, vicile, să ne ajute și pe noi, că suntem amărâți, că are conducerea, că trebuie să ne ajute și pe noi. Nu ne-a uitat aici, așa, că suntem și noi suflet de oameni aici suntem. Să ne ajute și pe noi cu ceva, cu un ciment, cu o tablă, cu un beceaur, să ne facem și noi, avem copii. Noi am trăit cum am trăit noi până acum, că suntem într-o vârstă, dar copiii ăștia... Nici nu prea au cum să ajungă la școală, că am înțeles că oricum aici nu e școală, trebuie să facă navet. Plouă aici, nu este drumul, este rupte, e... Vai de noi, dacă n-avem cizme, timp de vara, noi nu putem să mergem casă, n-avem. Prezenți în mijlocul comunității, liderii Partidei Romilor au ascultat problemele oamenilor, le-au prezentat obiectivele campaniei naționale Vrem Respect și și-au asumat reprezentarea comunității în fața autorităților locale. Am înțeles că nu este prima dată când ați ajuns în această comunitate de romi. Da, e adevărat, nu este prima oară. Am mai avut acțiuni derulate aici în comunitate, pentru că e o comunitate, după cum vedeți și dumneavoastră, cu probleme. Sunt probleme mari și multe. Într-adevăr, probleme mari, multe. Și părerea noastră este că până acum nu s-a încercat să facă nimic pentru ei. Da? Ăsta e și motivul pentru care noi suntem aici. Vrem să le arătăm că avem solidaritate față de dumnealor, că ne interesează problemele lor, că sunt probleme pe care noi încercăm să facem lobby pentru a le rezolva pe lângă autoritățile publice locale, județene, centrale, dacă este nevoie, prin intermediul Asociației Partida Romilor Pro-Europa, vrem să facem, să aducem la cunoștință opiniei publice de situația cu care se confruntă ei, pentru că dacă nu se rezolvă problemele, ele, tendința este de acutizare și atunci devine un fenomen social care o să fie greu probabil să-l mai remediem după aceea. Echipa noastră este pentru prima dată când a ajuns aici și pot să vă spun că prima impresie, ca și cum ar fi niște oameni uitați undeva într-un colț, uitați de lume. Da, din păcate multe dintre comunitățile noastre se regăsesc în această situație, da? Și probabil ăsta e și interesul nostru la nivelul asociației, să aducem la cunoștința opiniei publice de problemele cu care se confruntă. O mare problemă din punctul meu de vedere este că e atât de greu să ajungă copiii la școală încât nu putem să cerem mai mult. Da? Am înțeles totuși că
vine dimineața, îi duce pe copii la școală cu un microbus al școlii, dar de adus înapoi acasă nu îi mai aduce. Da? Și o să încercăm și noi să avem o discuție cu domnul primar, să vedem dacă se poate găsi o soluție să-i și aducă acasă. De importantă credeți că este această campanie pe care Partida Romilor o derulează la nivel național, vrem respect? Din punctul nostru de vedere, considerăm că e foarte importantă, pentru că atragem un pic atenția asupra problemelor lor, că încercăm să discutăm cu autoritățile publice, să le aducem la cunoștință la nivel central că problemele sunt grave și că trebuie să găsească soluții pentru rezolvarea lor. E datoria statului să încerce să facă ceva pentru comunitățile de rom. Comunitatea de rom, totdeauna ei a fost marginalizați. Trebuie să arătăm că de acum încolo nu mai e așa, în care trebuie să aibă și ei în fața autorităților un respect față de această comunitate de rom. Să-și facă cunoscute problemele, nu? Să fie cunoscute. Să-și facă cunoscute, într-adevăr, problemele și chiar și ei trebuie să înțeleagă că trebuie să aibă un consilier la primării sau oriunde sunt, în ce zonă sunt, ca să poată să reprezinte, să știe nevoile lor, toate problemele care sunt, să le poată să fie informați autoritățile. Cele mai mari probleme la Câmpina care sunt? Ce ați identificat acolo? Probleme la Câmpina sunt cei care nu are acte pe casă, n-au buletine, pe urmă nu pot să zic că în Câmpina majoritatea sunt la școală, dar problema cea mai mare nu sunt acte pe casă. Acum la noi s-a câștigat un proiect, s-a făcut un gal, unde în strategia municipiului Câmpina s-a pus pentru această problemă ca să facem acte și case sociale aproape 80 de apartamente pentru comunitate. Un lucru bun de altfel. Foarte bun. Ce v-ați mai dorit dumneavoastră personal să faceți pentru comunitatea dumneavoastră? Sunt multe nevoi. Problema nici ca în toate zonele, nici noi nu avem un consilier cu drept de vot. În primul rând, asta ar fi cea mai benefică problemă, care să aibă un reprezentant în Consiliul Local cu drept de vot. Și atunci acel om care e trebuie să cunoască bine problemele comunității, ca să poată să le aducă la cunoștința autorităților. Din dorința de a aduce un zâmbet pe buzele copiilor din Slon, Asociația Partida Romilor Pro Europa, filiala Prahova, a adus cu sine în această vizită o trupă de artiști și a oferit celor mici o surpriză neașteptată, un spectacol de teatru interactiv chiar în mijlocul satului. Rămâneți cu noi! Aflați imediat ce efecte a avut vizita echipei emisiunii noastre pentru rezolvarea problemelor comunității din localitatea Slon. Ne reîntâlnim după o scurtă pauză. Romii care i-au abordat pe reprezentanții Partidei Romilor în cadrul vizitei din Slon, am întâlnit-o pe Cristina. O mână de om, dar femeie aprigă, a venit hotărâtă să-și facă auzite solicitările. O problemă, am vorbit cu domn primar. Ne-am rugat la dânsul ca să ne ajute, că n-avem posibilitate, trăim dintr-o alocație. Ne-a promis că ne ajută să ne facem pe lângă casă câte ceva. Ne-a promis că ne ajută multe și multe și multe de 2 ani de zile. În ăștia 2 ani de zile nu s-a rezolvat nimic. Ce anume? Ce aveți nevoie? Am casa care pică pe mine. Vă rog frumos, dacă puteți veni să vedeți, să filmați casa cum locuiesc, unde locuiesc. Tavanul e picat jos, mă plouă, mă ninge. Deci nu am o posibilitate ca să pot să fac ceva. Nu am. Aș avea și o pretenție. Cum a ajutat altă lume să mă ajute și pe mine? Am 6 copii. N-am ajutor social, n-am decât o singură alocație care trăiesc după urma lor la copii. Atât. Soțul nu lucrează, eu nu lucrez.
Suntem, deci, suntem în pom. Suntem, așa. De ce, soțul de ce nu lucrează? Nu lucrează că n-are unde. Nu sunt locuri de muncă. Da, 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 da. Nici cu ziua? Nici cu ziua. Cu ziua, uite, mă duc eu. Eu mă duc, el pe unde mai găsești, eu pe unde mai găsesc, că asta e. Cu vocea tremurândă, Cristina ne-a invitat la ea acasă să vedem în ce condiții își duce traiul familia sa. Pe drum ne-a tot amintit că s-a săturat de promisiuni, că așteaptă soluții. Atât ea cât și bărbatul său muncesc pe unde apucă, dar nu vor să-și abandoneze copiii. Aș vrea, în primul rând, să ne ajute domn primar, pe cum că ne-a promis că ne ajută. Ți-ai dori să muncești, ți-ai dori să faci multe lucruri, dar nu ai... N-am posibilitate ca să fac atâtea lucruri. N-am posibilitate. Trăiesc într-o alocație la copii. Ajutor social nu am, nu mi s-a aprobat. Mi-ai povestit puțin mai devreme că duci copiii la școală, dar cu foarte mare dificultate ai reușit să strângi ghiozdanele și tot. Cum ai făcut? Am cerut prin sat la lume ghiozane, încălțăminte, pantaloni, flaneruțe, anorace. Am cerut cu, să-mi spui așa, cu pomana am cerut ca să pot să dau copiii la școală. Deci n-am posibilitate să-i îmbrac de școală, n-am posibilitate să-i întrețin mult și mult și mult la școală. Aș face tot posibilul ca să-i întrețin. Aș face tot, dar nu am... N-am cum, n-am. Îi dau, Doamne ferește, nu e o problemă, că nu-i dau așa cum pot, îi dau la școală. Merg copiii la școală. Cât de mult îți dorești ca ei să învețe și să ajungă... Să ajungă undeva, foarte mult. Foarte mult mi-aș dori ca să meargă mult, mult la școală, să... Să ajungă și ceva, să nu trăiască în condițiile care am trăit eu până acum. 8 suflete trăiesc în casa de chirpici de 40 de metri pătrați, peste care atârnă amenințător un tavan cârpit cu bucăți de hârtie. Uitați în ce situație stau și ne-a promis că ne face și ne face și ne face și după cum ne-a făcut absolut nimic. Aici. Și tavanul, dacă stau cu hârtii în tavan. Un cablu de energie tras de la o vecină aduce lumină în locuință prin singurul bec electric. În casa Cristinei nu există niciun dulap unde ar trebui să depoziteze hainele pentru 8 persoane. Făcând haz de necaz, gazda noastră ne spune că e norocoasă că nu are haine pentru copii și deci a rezolvat problema dulapului. Imaginea dezolantă a sărăciei pe care se zbat să o gestioneze Cristina și soțul său îți stârnesc un sentiment de revoltă în fața unor condiții de trai pe care mulți români cred că le pot întâlni doar în filme. Deci credeți-mă că mă plouă. Când plouă, stau cu ligheane, cu copăi, cu toate alea prin pod, ca să ferez să mai mă plouă. Cristina a trecut peste rușine și umilință și a cerut localnicilor din sat ajutor în haine și rechizite ca să-și poată trimite copiii la școală. Astea sunt alu băiatul de clasa a întâi, a întâi sau a doua. Am la a doua. Religie, așa, și restul de cărți nu le-a dat pentru că n-a avut... Avea începutul. Da, 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 n-a avut să le dea. Este impresionant că, deși se confruntă cu o situație disperată, făcând eforturi extrem de mari, Cristina se luptă să-și trimită zilnic 2 copii la școală și unul la grădiniță. Frânghii de rufe atârnă în curtea sărăcăcioasă. Din banii de alocație, părinții cumpără mâncare pentru toată familia. Au câteva găini în curte pe care le țin pentru câte unul ușor la masa copiilor. Cazul Cristinei din Slon ne-a confirmat că în comunitățile rome sunt încă situații în care, ca un gest de omenie și responsabilitate, trebuie să acordăm respect celui de lângă noi, indiferent de etnie. În acest sens, atât pentru romii din Câmpina, Ceraș, cât și din celelalte comunități din întreaga țară, campania Vrem Respect, inițiată de Partida Romilor, vine să ceară în numele etniei drepturi și condiții care până la urmă reprezintă o formă de respect. În urma vizitei echipei din Viața Romilor, alături de liderii Partidei Romilor Prahova, în cadrul campaniei naționale Vrem Respect, au fost sesizați reprezentanții administrației publice locale în vederea întreprinderii unor soluții urgente pentru nevoile identificate în comunitate. Zilele acestea, conducerea Partidei Romilor Prahova, împreună cu deputatul de Prahova Rodica Paraschiv, subprefectul județului Emil Drăgănescu și Gheorghe Duca, primarul comunei Cerașu, au vizitat comunitatea din Slon și au decis adoptarea unor măsuri urgente.
Astfel, în prezent, autobuzul școlii are programul suplimentat și copiii sunt transportați atât către școală, cât și înapoi către casă și a fost pornită alimentarea cu apă potabilă și de consum în satul Slon. De asemenea, în prezent, se poartă discuții privind infrastructura, respectiv asigurarea unor drumuri și căi de acces pentru localnicii din sat. Mai multe detalii legate de îmbunătățirea situației romilor din Slon vă vom prezenta în edițiile noastre viitoare.
contează toată viața mea. Și nu m-am vândut ca alți perverși la nimeni. Când am dat de foc și durere, nimeni n-a știut. N-am bătut la nicio ușă ca să mă împrumut. Niciodată nu se va întâmpla Maritim.